Se graba. Veamos. Hello, dragile mele! Dar vai, pe cine avem de aici? E bine, da, pe mine? Și știu că o să mă întrebați multe unde voi, ce ai făcut, pe unde ai umblat, de cine ai mai subit videouri. Lăsați-mi întrebările voastre, vă rog frumos, în comentarii, pentru că în videoul de astăzi vreau să vă arăt ultima găselniță, ultima chestie care mi-a venit mie prin cap și am făcut-o. Și am să mă grăbesc puțin, să face noapte afară, nu de alta, și nu mai am lumină. Astăzi, zilele trecute am făcut un organizator de inele și am să vi-l arăt, este chiar aici, super funny, super drăguț. Și se face super rapid și cu chestii care le aveți toate pe acasă. Nu o să vă divulg secretul, am să vă las să vedeți videoul până la capăt. Este o formă super funny să vă aranjați toate chestiuțele voastre, toate inelușele. În alt clip am să vă arăt și un organizator de cerceluși micuți care se pot băga. Nu cei largi, mari, cei micuți. Am să vă arăt în alt clip și totodată vă spun că mai am un clip filmat în care o să vă arăt un organizator de rujuri. Așa că hai să-i dăm bătaie cu organizatorul ăsta, să vă arăt ce simplu se face și haide să vedem clipul. Ciao! Ei bine, haide să vă arăt cât de rapid și de ușor am făcut eu acest organizator. Am început cu o cutie de bomboane pe care am măsurat-o, i-am măsurat interiorul, iar aceste măsurători le-am pus pe bucată de polistiren. Am tăiat această bucată și acum fac același lucru cu foaie gumată. O tai și pe ea după măsurătorile cutiei și acum voi măsura cutia, dar de această dată partea de sus. Cu măsurătorile le voi pune pe hârtie de învelit cadouri și voi tăia după măsurători. După cum vedeți, partea de sus o să acoperi doar marca produsului, iar partea interiorului voi acoperi tot. Înainte de a începe a lipi, voi scoate închizătoarea cutiei și mă apuc de lipit. Lipesc cu un lipiș normal. Prima oară am lipit interiorul capacului, iar după am lipit și părticica asta unde se vede marca produsului. Voi puteți să lipiți tot capacul dacă nu vă place cum arată, mie mi-a plăcut și l-am lăsat așa. Iar după ce am terminat cu chestiuțele astea, ne ocupăm de interior. Vom lua polistirenul și îl vom lipi cu foaia gumată și aceste două chestii le vom lipi cu interiorul cutiei. După ce am terminat de lipit, voi trasa liniuțe pe care le voi tăia cu un cuter. Iar după ce am terminat de tăiat, ar trebui să rămână cam așa. Iar acum cutiuța noastră este gata pentru a pune inelușele noastre. După cum vedeți, arată super drăguț. După cum ați văzut, se face super rapid cu chestii care le aveți toate prin casă, iar rezultatul este super fain. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un share ca să-l vadă toată lumea și să apuce toată lumea de făcut cutiuțe pentru inele. Și vă aștept și data viitoare. Vă trimit mulți pupii și nu uitați că mă puteți găsi pe Facebook și Instagram. V-am pupat, fetelor! Mua!